Este incredibil, nefiresc, de neimaginat ca la 10 luni de la alegerile locale desfășurate anul trecut, asupra unui scrutin electoral desfășurat la sectorul 1 să planeze în continuare suspiciuni. Înțelegeam să fie o lună, două, trei de anchete, de audieri, de un alta. Trebuia să avem până la această oră măcar un răspuns din partea procurorilor, un rechizitoriu care să fie trimis eventual în instanță dacă acolo s-au constatat sau nu s-au constatat fraude, pentru că noi suntem în acest moment în situația în care în spațiul public apar informații, apar imagini, apar fotografii, apar surse care vorbesc despre tot soiul de minuni care s-au întâmplat în biroul electoral al sectorului. Să ia un antropolog și să spună, bă, era Bichir acolo, era Turcescu sau cine era? Vedem cu ochii noștri niște oameni care umblă prin saci cu voturi, vedem o persoană despre care unii spun că ar fi Clotilde Armand, alții spun că n-ar fi, dar câte persoane pe lumea asta care să fie intrat în biroul de electoral de sector. Sora e geamănă. Voturi or fi intrat acolo, dar nu poate fi identificată. Că nici nu este vreo fizionomie sau vreo postură. E o persoană înaltă, deșirată, cu părul lung, semănând cu Clotilde Armand. Bă, chiar să nu poată fi identificată o astfel de persoană? Dar ce suntem în jucăm în seriale cu Sherlock Holmes? E nevoie de detectivi de la CIA, eventual, care să analizeze acest lucru? Ai vreo probă că nu era Cartianu? Da, mă rog, prăpăditul ăla de Cartianu, vai de capul lui ce propagă, vorbesc ăștia. Dom'le, și aici vreau să spun foarte clar, am semnat pentru organizarea referendumului privind destituirea doamnei Clotilde Armand, nu în calitate nici de jurnalist, nici în calitate de fost om politic, am semnat în calitate de locuitor al sectorului 1, care nu mai suportă să vadă ce se întâmplă în sectorul 1. Ieri am fost cu nevasta la pescuit și ne-am dus spre Frumușani și am luat-o până în sectorul 4, că trebuia să ies în partea aia spre Berceni, spre Frumușani. A ajuns, cum să spun, mă uitam cu nevasta mea la cât de frumos arată locurile în sectorul 4, iarba atunsă. Acum bănuiesc că același lucru în sectorul 3, o fi și în sectorul 2. Domne, sectorul 1 a ajuns o mizerie, e o groapă de gunoi. Uite, sunt acum chiar în apropiere de în zona asta sectorului 1, e în continuare. Nu e adevărat, cum l-ai văzut tot după... Asta a fost cu semnătura, dar vreau să revin, dăm voie puțin asupra chestiunii este de sectorul 1. Este o bătaie de joc la adresa idei de vot, de scrutin electoral, să nu avem niște răspunsuri clare în ceea ce privește situația de la sectorul 1. Se minunează toți că, băi, Doamne, și să dau de ceasul morții că nu vine lumea la vot. Păi cum să vină, bă, tâmpiților lumea la vot câtă vreme oamenii văd la un moment dat, când e ca pe vremea lui Stalin. Contează cine votează, contează cine numără voturile. Să nu știi toată continuarea, și contează cine le publică în Pravda. Da. A fost sau n-a fost vreo problemă legată de voturi la sectorul 1? Vrem un răspuns clar, iar răspunsul ăsta clar nu-l poate da nici Turcescu, nu-l poate da nici Bichir, nu-l poate da nimeni altcineva decât o instituție a statului recte, procuratura care anchetează în acest moment respectiva chestiune, dacă e un dosar care să trimite în instanță sau să clasează, dacă să trimite în instanță, mai avem de așteptat până când vom avea un proces în legătură cu acest dosar, dar nu ne puteți lăsa, băi, fraților, de un an de zile într-o telenovelă din asta privind voturile. Da. Mai mult decât atât. Eu am avut curiozitate în aceste zile și cu asta închei punctul meu de vedere important. Am ascultat zeci de declarații date de doamna Clotilde Armand, dar și de alții domni și alte doamne care, într-un fel sau altul, la momentul sfârșit de septembrie, început de octombrie, când s-a declanșat scandalul cu voturile de la sectorul 1, acești oameni vorbeau despre fraudarea voturilor. Fiecare pe partitura lui. Clotilde Armand că au furat PSD-iștii, PSD-iștii că au furat USR-ul. Clotilde Armand. Bun. E, în condițiile astea am constatat, am și publicat acum pe profilul de Facebook, o declarație am luat-o a doamnei Clotilde Armand, care ea însăși recunoaște că la invitația procurorului care conducea biroul electoral de sector, celebrul deja domn Sprincu,
intră, au fost invitați să intre și spune am fost invitați, deci e pluralul în care se include și domnia sa, am fost invitați să intrăm în camera cu voturile, chiar în noaptea aia despre 28, spre 29,